S-au gândit, mă, vorbește Mugur Mihescu, ce-i pasă? El pleacă din țară la o adică, are milioane de euro, dar ei care au un salariu de 10 milioane de lei la stat. Dacă și mâine îi dă statul afară, dacă protestează. Dacă nu-mi păsa, eram acolo. Dar îmi pasă și sunt aici. Pentru că vreau să fie România aia pe care mi-am închipuit-o când mergeam ca blendereu pe bălți la pescuit când eram copil. Desculți și fără nicio grijă, nu știam din ce câștigă mama, ce câștigă tata, aveam întotdeauna o bucată de pâine de la domn profesor pe masă. Și îmi pasă. Că altfel ți-am spus, eram tai, tai, bine, mersi, la Miami, la bronz. Stați voi cu nămeții pe voi, că eu sunt la soare, la... Bine, am fost, dar în vacanță și m-am întors. M-au zis că ministrul finanțelor acum e la bronz, au zis ziarele, că făcea plajă, nu știu ce. Am văzut și eu că făcea plajă. Asta este, omul are și zile libere. Corect. Nu, dar acum, cât privește TVA-ul, a spus că e o mare prostie și că aveați o altă soluție. Dar tăierea salariilor cu 25% a bugetarilor? Ți-am spus, este același lucru. Aceste lucruri rapide au fost luate pentru că, pe lângă faptul că nu se mai respectă legea de mult, adică legea la noi e făcută să o ocolească cine care cum vrea, cine vine la guvernare, pe urmă tam-tam, că să, vai, ce-am făcut, amendamentul, bullshit, pe românește, bullshit. Nu, a fost cea mai rapidă dintre ele, într-o situație de criză, nu atât economică, ci criză impusă, ca să zic așa, a fost cea mai la îndemână soluție. Nu s-a mai avut în vedere, hai să găsim o soluție alternativă care poate e viabilă. Te vine un zăpăcit de la nu știu care și, bă, armetica, nu doare capul, 1 plus 1 egal 2, 250.000 plus 150.000 egal 400.000, da? Înmulțăm chiar cu 2 oameni, deci putem să facem 800.000 de oameni. Dar pentru asta trebuia să modifice legea funcționarului public, care legea funcționarului public, ți-am mai spus, este o lege organică și nu poate fi revocată sau modificată decât cu voturile de 2/3 din plenul reunit al celor două camere. Trebuia să o treacă să fie lege ordinară, să poată fi amendată prin ordonanțe guvernamentale sau o chestie de-astea ca să poată să disponibilizeze oamenii ăia, fără ajutoare de șomaj, fără plăți compensatorii, fără chestia asta și trecerea lor și absorpția în sistemul privat. N-au vrut să o facă. Pentru că poate dura. Păi stai că vine vacanța parlamentară, femeiul bate acu la ușă, nema bănuțul ca să plătim pensia, nema bănuțul să plătim salariile și atunci azi, codul fiscal. Ce zice? A, că prin lege, că la 6 luni, că de anul viitor... Da, ia uite ce mai stă. Dă-mă acolo, tai așa, acum și pe urmă lasă, leagă, poate să urle ăștia. Că ce, e gata, făcut ce. Dacă urlă PSD-ul că nu e constituțională, le-o dăm și noi pe aia, dar voi când ați votat, ailaltă când ați fost la guvernare, cum a fost cu schimbarea în codul fiscal la impozitul forfetar? Pe aia ați găsit-o constituțională atunci. Acum asta e neconstituțională și aruncăm de la unul la altul, urlă lumea, le mai aruncăm un subiect de presă, mai facem o arestare, mai facem o șmecherie și prostim iar pe ăștia dacă urlă. Da. Dragii mei, pe mine nu mă mai prostește nimeni. Problema este pentru voi, câți dintre voi vă mai lăsați prostiți. Că nu cred că n-aveți nimic la biblică. Refuz să cred că suntem chiar neam de proști. Nu cred, refuz să cred că poporul care m-a educat este un popor de proști. Nu este. Chiar dacă rezultatele la BAC sunt slabe, da. Că nu a primit o educație coerentă sau că nu a fost împins să nu se mai ducă înspre educație, pentru că, da, dragă, cu ce contează? Eu sunt fată frumoasă, apar în tabloid pe pagina 5, mă vede baștanul. Mai dau și eu 2 dume de la că am umblat cu nu știu care și nu știu care și mă văd banul și pe urmă devin poetul și stau așa. Și atunci de ce, mămicule, tu să te faci? Fă-te asistentă TV, mămicule. Că nu mai e bun asistente medicale, e puțin. Asistentă TV, vine omul, te ia cu jipul de la scară, dar dreacu de biologie. Mai trebuie să știi tu ce înseamnă sternocleidomastoidian. Da, să știe doctorii, că și așa... te operează la străinătate și acolo se zice sternocleidomastoidion și nu-ți trebuie.
Râd, mai fac și haz de necaz. Românii sunt isteți, au isteții nativă. Trăiesc nativă, și asta, da, este tot ce mă, da, interesează. Din păcate, aceasta este țime nativă a României, nu e suficientă în lupta cu toți cei care au condus de 20 de ani încoace. Deci exista o soluție și pentru netăierea cu 25% a salariilor bugetarilor? Există și mai multe, dar ți-am spus, îi punea puțin la muncă și era foarte... se întindea mai mult ca timp decât rapiditatea asta unei execuții sumare fără proces. Adică mai bine și-au luat ei vacanță parlamentarii, au plecat și-au pus coada pe spinare, decât să stea să schimbe niște hârtii. E vorba de niște oameni terminați psihic și moral de către un sistem pe care noi toți avem o parte din vină că l-am făurit și că l-am acceptat de-a lungul acestor ani. Am fost orbiți de mirajul unei societăți în schimbare, orbiți de faptul unei deschideri către celelalte state, că așa o să fie și la noi și asta, și ne-am observat câte greșeli am făcut. Mici, ce e drept. Am dat girul, plângeam când a ieșit Constantinescu. A, în sfârșit se schimbă. A, s-a schimbat pe dreapta. Nu s-a schimbat nimic. Au furat aia ca în codru. I-a mai pedepsit cineva? Nu i-a pedepsit nimeni. Au venit tăilalți. Săream că, mamă, între Vadim și Iliescu, repede pe Iliescu. Și dacă era Vadim și Iliescu, tot aia era. Pe urmă, aaa, Năstase, șapte case, șapte ouă. No, pe băse, că e de-al nostru. A dovedit, e de-al vostru. V-ați luat-o și acum. De fapt, nu, pardon, ne-am luat-o și acum. Da? Deci, ori schimbăm așa și renunțăm la bâte și la pari în cap, că ajungem tot acolo de unde am pornit și peste 20 de ani, da, ne poate vei avea barbă și eu voi fi chel și asta. Și tot aici stăm de vorbă ca nebunii. Nu ți-a schimbat nimic în România. Știți? Dar vor merge cu... tu cu Rolls-ul, eu cu... eu știu cu ce. Știți ce au înțeles, din păcate, românii? Că ei n-au nicio șansă. Că asta e așa de la Dumnezeu. Când au înțeles? Așa, în general, de ani de zile încoace au socotit și au spus, domne, drag, până la urmă, istorie, așa, Dumnezeu ne-a blestemat că l-am împușcat pe Ceaușescu și asta e soarta noastră. În istorie, cineva, am văzut un comentariu, am fost în emisiune la Agentul VIP și am văzut o istorie că cum mi-am permis eu să mă iau de Cuza, care ce-a făcut și ce-a dres, că el s-a luptat cu corupția. Bă, băiatule, hai mă să fim... să ne știm și noi limitele pe care le-am avut. Că suntem mândri noi de felul nostru, că suntem latini, că suntem... Altul scria de mine prin ziare că eu, că pușa vedea mari morți și nu mai știu. Ziarist. Da, băiatule, chiar așa exprimare de genul ăsta. N-am nimic cu ei. Pentru că nu e vina lor, nu s-au născut așa. Au fost abrutizați de sistem, de soartă, de ce se întâmplă în jurul lor. Probabil au simțit că merită mai mult și nu li s-a oferit. Și la oamenii ăștia fac apel, pe cuvântul meu, la toți ăștia care suflăm, și aici și în străinătate, și la ăștia de la guvernare, și de la ăștia de la PSD, și la ăștia de la asta. Vă rog frumos, nu vă mai jucați cu noi chiar așa, că nu suntem chiar tâmpiții voștri. Treziți-vă și voi, redeveniți oameni. Redeveniți oameni, crede, ne pierdem copiii, ne neacă apele, ne... iau foc casele astea și stăm și dăm vina unii pe alții și o să ne pierdem vremea prin emisiuni tot. Unii te spurcă acum, ăilalți te spurcă pe urmă, nu mai este acum asta, cum îi zice, PDL-ul la guvernare, Antena 3 înjură pe PSD, realitatea înjură pe ăilalți, tot așa, să schimbă între ei, să ne înjurăm unii pe alții. Revenim... Bă, chiar nu v-a săturat să ne înjurăm unii pe alții? Pe cuvântul meu. Da? Acum trebuie cineva să le deschidă ochii, chiar se poate schimba ceva, chiar se poate revoluționa ceva. Băi, și... de ce trebuie să așteptăm tot timpul ajutorul cuiva să ni se deschidă ochii? Chiar nu putem să ni deschidem singuri, suntem handicapați chiar în halul ăsta? Bete, e simplu. E atât de simplu, mă. Doamne ferește. Revenind după un scurt publicitar, să ne explice domnul Mugur Mihescu și ce ar presupune o eventuală grevă fiscală. Ce ar trebui să faceți ca să-i convingeți pe politicieni să se oprească odată din ceea ce fac. Revenim imediat în direct.